Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și așa cum am spus, vom continua cu scurte tutoriale în care vom lucra elemente de bază care fac parte din această tehnică a croșetului irlandez. Și în această dimineață voi lucra împreună și odată cu dumneavoastră noi modele de flori, de frunzulițe. Voi vedea câte scurte tutoriale voi reuși să fac. La mine este foarte devreme, este 3:30. Voi folosi același fir de macrame, firul de Scoția cu numărul 5, croșetul cu numărul 1, croșetul cu care deja v-ați obișnuit, bineînțeles, apoi vom avea nevoie de foarfece. Și pentru început, eu am lucrat deja un număr de 11 ochiuri de lanț. Acum, voi da de o parte, de aici, voi închide în cerc cu un picior, cu un piciorușa alunecat. Intră în primul ochi de lanț și voi închide cu piciorușa alunecat. După care, în interiorul acestui cerc, ținând în același timp și capătul de fir, voi lucra pentru început un picioruș scurt. După care voi lucra două jumătăți de picioruș dublu. Deci am luat odată firul pe croșet, după cum vedeți am două fire. Voi intra în interiorul cercului și le voi închide pe toate trei odată. Deci acesta a fost o jumătate de picioruș dublu. Acum voi face cea de-a doua jumătate de picioruș dublu. După care voi continua cu un număr de 4 piciorușe duble, deci am luat odată firul pe croșet, intru în interiorul cercului și voi lucra 1, 2, 3, cel de-al patrulea picioruș dublu, iar acum voi continua cu un număr de 9 piciorușe duble înalte. Deci pentru aceasta voi lua de două ori firul pe croșet. Și am lucrat primul picioruș dublu înalt. Voi continua astfel, lucrând 9 piciorușe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-lea picioruș dublu înalt. Acum voi împinge un pic astfel încât să am spațiu să execut celelalte piciorușe și voi continua lucrând din nou 4 piciorușe duble. Trei,
cel de-al patrulea. Voi continua cu două jumătăți de picioruș dublu. 1, cel de-al doilea. Deci de două ori voi lucra o jumătate de picioruș dublu. Și ultimul va fi un picioruș scurt. Deci acum avem tot cercul complet. Vom continua rândul următor. Lucrând un ochi de lanț care corespunde unui picioruș scurt. Apoi voi face alte două ochiuri de lanț, după care, sărind primul picioruș, voi intra înainte de cel de-al doilea și voi lucra o jumătate de picioruș dublu. Deci am luat odată, vă arăt din nou, am luat odată firul pe croșet și nu în interiorul piciorușului, între piciorușe voi intra și voi face o jumătate de picioruș dublu. După care voi face două ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet. Voi sări din nou un ochi de bază și după cel de-al doilea voi face un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, firul odată pe croșet, voi sări un picioruș, după cel de-al doilea voi intra și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Astfel vom lucra un număr de 4 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Am lucrat cel de-al treilea. Acum este cel de-al patrulea. Două ochiuri de lanț, după care voi lua firul din nou o dată pe croșet și voi intra, deci un ochi de bază, după cel de-al doilea, între rânduri, voi intra și voi face un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, din nou firul odată pe croșet și în corespondența aceluiași punct voi intra din nou și voi face un alt picioruș dublu. Voi face două ochiuri de lanț și voi coborâ în jos cu alte piciorușe duble, în număr de 4, exact ca cealaltă, ca la început, ca această parte. Deci voi face un număr de 4 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. 1, 2, 3, cel de-al treilea. Să fim atente. Cel de-al patrulea picioruș dublu. Acum voi lua odată firul pe croșet. Și așa cum vă spuneam, voi lăsa un picioruș din rândul anterior, după cel de-al doilea, între rânduri, voi intra și voi face o jumătate de picioruș dublu, alte două ochiuri
de lanț. Și voi închide aici, în corespondența primului picioruș dublu de la începutul acestui rând, voi închide cu fir alunecat. Acum vom intra în primul spațiu dintre piciorușe și voi face un număr de 3 piciorușe scurte. Voi intra și în piciorușul pe care l-am lucrat și voi face un nou picioruș scurt. Iar între piciorușe, în spațiul de cele două ochiuri de lanț, voi lucra din nou un număr de 3 piciorușe scurte. Voi intra în piciorușul de bază și voi face un picioruș scurt. În felul acesta vom continua de jur împrejur. Deci, în spațiile cu ochiurile de lanț vor veni 3 piciorușe scurte, piciorul scurt și în corespondența piciorușului din rândul anterior. Eu lucrez strâns și intră cam greu croșetul, dar mergem înainte. Așa cum vă spuneam, această tehnică a croșetului irlandez este foarte veche și pentru foarte mult timp a fost modul prin care familiile irlandeze reușeau să câștige pentru cele necesare de duce traiul de zi cu zi. Acest tip de croșet a ajutat foarte mult cu continuitatea vieții acestor familii și au creat această tehnică minunată. Este migăloasă, într-adevăr, pentru că este lucrată, așa cum vedeți, cu fir subțire, cu croșet subțire și este foarte migăloasă, însă rezultatele sunt extraordinare. Vă rog foarte mult să, dacă aveți posibilitatea, să urmăriți lucrările doamnei Anda Teculescu. Este o doamnă pe care eu o admir foarte mult, face niște lucrări deosebite, se vede că ea lucrează de foarte mulți ani și această tehnică. Foarte multe dintre lucrările dumneai ei sunt lucrate în această tehnică a croșetului irlandez. Câteva zile în urmă am văzut un foarte frumos guleraș în diverse culori, de aceea vă spuneam că nu este obligator ca totul să fie lucrat în culoarea albă. Putem folosi culorile pe care le dorim, inclus culorile în degradé, în funcție de ceea ce dorim să realizăm. Cu acest tip de croșet se pot realiza nu doar aplicații, chiar și frumoase tablouri. Eu, la fel ca și foarte multe dintre dumneavoastră, sunt sigur, mă uit pe Pinterest și văd lucrări care mă uimesc prin frumusețea lor. Am terminat de lucrat de jur împrejur, toate piciorușele scurte. Acum am ajuns la începutul rândului și
și în corespondența primului ochi voi face un piciorușa alunecat, după care voi coborâ în jos cu 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Din corespondența celui de-al doilea ochi, deci 1, 2, vom lucra pentru început două piciorușe alunecate. Aici, din nou, trebuie să fiți foarte atente. Deci va fi primul picioruș alunecat, apoi îl voi face pe cel de-al doilea. Deci avem deja două piciorușe alunecate. Acum voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Deci avem trei piciorușe duble până acum. Iar în ultimele două, făcând excepție de primul ochi de lanț, vom lucra două jumătăți de picioruș dublu. Am luat odată firul pe croșet, voi intra în ochiul de lanț, voi extrage firul și le voi închide pe toate trei împreună. Deci am lucrat primul ochi, acum a doua jumătate de picioruș dublu, așa, iar aici, primul ochi de bază, voi face un picioruș alunecat și vom închide lucrarea noastră. În felul acesta am obținut o frunză. Pentru a-i da mai mare stabilitate, voi intra din nou aici în primul ochi de bază și voi face un nou picioruș alunecat. Voi tăia firul. Ca întotdeauna lăsăm firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să unim piesele componente în lucrările pe care doriți să le executați. Voi trage firul. Am închis și uitați-vă că am executat un nou model de frunzuliță. Acesta îl vom da deoparte și haideți să continuăm să lucrăm un alt model, un pic mai simplu. Un model pe care nu l-am făcut până acum. Cred că nu l-am făcut. Haideți să continuăm. Voi face primul picioruș de bază. Primul ochi de lanț, de fapt. Și voi face acum un număr de 4 ochiuri de lanț. Deci facem 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Vom închide în primul picioruș cu fir alunecat, așa cum știți. Așa. Iar acum, în interiorul acestui cerc, pentru început, de fapt, vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține
locul unui picioruș dublu. După care voi lucra alte două ochiuri de lanț care vor păstra distanța între piciorușele duble și voi continua lucrând un picioruș dublu intrând în interiorul cercului, după cum știți, deci voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, din nou un picioruș dublu, în același timp voi prinde și capătul de fir care mi-a rămas, pentru că îi voi da stabilitate. Așa, deci avem trei piciorușe duble până acum, două ochiuri de lanț, cel de-al patrulea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, iar acum voi face ultimul picioruș dublu. Vom avea nevoie, deci, în interiorul acestui cerc de, obținut din cele patru ochiuri de lanț, vom avea nevoie de un număr de 5 piciorușe duble, separate între ele de două ochiuri de lanț. Acum voi face ultimul picioruș dublu, două ochiuri de lanț și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi închide cu fir alunecat. După care, cu picioruș alunecat, vom intra în interiorul primului arc format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. După care voi lua de două ori firul pe croșet și în interiorul aceluiași arc format din cele două ochiuri de lanț voi lucra un număr de 5 piciorușe duble înalte. Deci avem 1, 2, 3, vom împinge un pic așa să ne încapă toate, 3, 4, cel de-al cincilea, 5, deci avem 5 piciorușe duble înalte, iar acum ultimul va fi un picioruș dublu și vom forma o petală. Deci aceasta este prima petală pe care am format-o din un picioruș dublu, 5 piciorușe duble înalte, urmate de un alt picioruș dublu. După care voi trece în următoarea petală și voi lucra în același mod, un picioruș dublu, 5 piciorușe duble înalte, iar acum un picioruș dublu și vom intra în următorul spațiu unde vom lucra
din nou un picioruș dublu. După cum vedeți, e o floare foarte simplă. 5 piciorușe duble înalte. 1, 2, 3, 4, 5, un picioruș dublu. Vom intra în următorul spațiu cu un picioruș dublu. Vedeți cum se formează o floricică foarte simplă. Voi continua cu cele 5 piciorușe duble înalte. Un picioruș dublu și voi intra în ultimul spațiu cu un picioruș dublu. Voi continua cu 5 piciorușe duble înalte. 4, cel de-al cincilea, deci am 5 piciorușe duble înalte, voi face un picioruș dublu. Și voi închide totul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând. Deci aici voi închide cu fir alunecat. Vom tăia firul și vom închide lucrarea. Și astfel am lucrat cea mai simplă floare posibilă din acest tip de croșet, croșetul irlandez. Bineînțeles, capetele de aici deja le putem tăia pentru că le-am fixat în timp ce lucram primul rând. Și uitați-vă că deja am făcut o frunzuliță, o floricică. Și apoi voi continua cu un alt tutorial în care vom lucra un alt tip de floare. Deci vă las aici și voi continua.